Bună dimineața, fraților! Abia m-am trezit și am descoperit ce a postat Jador pe contul lui de Facebook. Se pare... Se pare că a avut un anunț foarte important de făcut pentru comunitatea lui și pentru noi. Și eu, cum sunt un mare susținător al lui și chiar îmi place ce face omul, trebuie să vă arăt că contul lui Jador a fost spart. Contul de YouTube a fost spart. Și cineva a pus mâna pe el. Contul de YouTube mi-a fost șters, a fost arhivat. Nu am idee ce s-a întâmplat cu el pentru că nu am acces la el. Aici am dat click pe un videoclip și scrie videoclipul este indisponibil. Suntem pe pagina lui de Facebook, de aici am luat un videoclip să vedem ce zice când deschidem clipul. Din ce vedeți, a postat aici acum 12 ore, contul de YouTube mi-a fost compromis. Da, are un videoclip și cu un mesaj pentru toți cei care îl urmăresc. E greu să crezi acest lucru sau îți cade foarte greu când vezi că munca ta de un an, 2, 3 a fost compromisă. Cineva a pus mâna pe contul lui și doar cei de la YouTube poate să afle și să îl ajute. Nu știu dacă recompensa care a spus el pe story că o va da de 3000 de euro va găsi pe cineva cu adevărat capabil să-i readucă contul de YouTube. Sau poate cel care are contul de YouTube acum și îl deține, practic, poate îl va da înapoi. Noi sperăm că se va rezolva. Vreau să vă las să vedeți puțin din clipul ăsta și după aia vă arăt și videoclipul cu recompensa. Am ajuns de un an de zile încoace. Am ajuns printre oamenii care au un nume și am ajuns eu în mai puțin de un an să fiu asociat cu ei, un lucru mândru și foarte bun pentru mine, pentru că am muncit foarte mult, nimeni nu știe munca din spate, care a fost. Contul de YouTube mi-a fost șters, a fost arhivat, nu am idee ce s-a întâmplat cu el pentru că nu am acces la el. Nu știu ce s-a întâmplat mai exact. Muncești atâta timp ca să realizezi niște chestii și vine cineva și într-o secundă dispare tot ce ai construit. Uitați clipul cu recompensa. Vreau să zic, cine mă poate ajuta cu contul de YouTube să recuperez? O să-i dau 3000 de euro cash. Vreau neapărat să-mi găsesc contul de YouTube pentru că acolo se aflau melodiile mele și am nevoie de el. Deci dau 3000 de euro pentru cine poate să mă ajute să-mi recuperez contul de YouTube. Să nu uităm și piesa de succes a lui Jador a fost foarte cunoscută, cea cu Mireasa, și acum Superioara, piesa Superioara este super, super tare, se ascultă peste tot. Am fost și la magazin și în market și pe drum și în mașini și în căști, deci piesa aia a făcut 2 milioane în 2 zile. E ceva wow, așa că cine a luat contul lui Jador să-i dea înapoi. E mare păcat de munca omului. Și un mesaj din partea mea pentru tine, Jador, frate, nu te lăsa, nu te lăsa și nu lăsa capul jos. Caută pe cineva care știe să trimită un mesaj în limba engleză către cei de la YouTube și ei te vor ajuta. Ei au un centru de ajutor și de asistență care poate să recuperezi contul sau în caz că s-a întâmplat ceva grav. Distribuiți acest clip să ajungă să-l vadă și Jador. V-aș ruga să băgați un like și să vă abonați și să activați și clopoțelul dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul ăsta.